Bună ziua! Astăzi consolidăm cunoștințele referitor la ordinea operațiilor de analiză sintactică a propoziției. Să ne reamintim de cele patru părți de propoziție. Subiectul și predicatul, părți principale, atributul și complementul, părți secundare. Să analizăm o propoziție. Păianjeni de smarald au țesut până la malul opus un pod de pânză diamantică. Primul pas în analiza sintactică a enunțului este identificarea predicatului. Să ne reamintim de cele două tipuri de predicat. Predicatul verbal, care conferă subiectului o acțiune, este exprimat printr-un verb predicativ și răspunde la una dintre întrebări. Ce face subiectul? Ce va face subiectul? Ce a făcut subiectul? Ce să facă subiectul? În dependență de timp sau mod. Predicatul nominal conferă subiectului o însușire, o stare, o identitate, este exprimat printr-un verb copulativ a fi, a deveni, a însemna, a părea, a ieși, plus nume predicativ, exprimat printr-un adjectiv, substantiv, pronume, numeral sau adverb. Și răspunde la una dintre întrebări. Cum este subiectul? Ce este subiectul? Cine este subiectul? Să identificăm predicatul din enunțul propus, adresând una dintre întrebările de mai sus. Ce a făcut subiectul? Au țesut. Cuvântul au țesut este predicat verbal, exprimat printr-un verb și se sublinează cu o linie dreaptă. Al doilea pas este să identificăm subiectul. Să ne reamintim că subiectul este o parte principală de propoziție, care se exprimă printr-un substantiv, pronume, numeral sau verb la infinitiv sau suplin și răspunde la întrebările. Cine face acțiunea? Cine are caracteristica? Să identificăm subiectul din enunțul propus, adresând o întrebare potrivită. Ce? Cine face acțiunea au țesut? Păianjen. Cuvântul păianjen este subiect exprimat printr-un substantiv și se sublinează cu două linii. Următorul pas este să identificăm atributele și complementele, părți secundare. Să ne reamintim că atributul determină un substantiv, pronume sau numeral. De aici deducem regula importantă. Dacă adresăm întrebarea de la un substantiv, pronume sau numeral, răspundem cu un atribut, care se exprimă printr-un adjectiv, substantiv sau pronume și răspunde la una dintre întrebări. Care, ce fel de, cât, câtă, câți, al, ai, ale, cui. Să ne reamintim și complementul care determină un verb. Deducem regula importantă. Dacă adresăm întrebarea de la un verb, răspundem cu un complement. Să enumerăm complementele. Complementul direct, cu întrebările. Pe cine, ce? Complementul indirect, întrebările. Pe ce, cui, la cine, la ce, fără cine, fără ce. Și altele. Complementul circumstanțial de timp. Când, de când, până când. Complementul circumstanțial de mod. Cum, în ce mod. Complementul circumstanțial de loc. Unde, de unde, până unde. Complementul circumstanțial de cauză. Cu întrebarea, din ce cauză. Complementul circumstanțial de scop, care răspunde la întrebarea, cu ce scop. Să identificăm atributele și complementele din propoziția dată. Ținând cont de regulile importante, dacă adresăm întrebarea de la un substantiv, răspundem cu un atribut, dacă adresăm întrebarea de la un verb, răspundem cu un complement. Adresăm întrebarea de la un cuvânt din propoziție. Ce fel de păianjen? Am pus întrebarea de la un substantiv, deci răspundem cu un atribut, exprimat printr-o prepoziție plus substantiv și se sublinează cu o linie valoroasă. Au țesut până unde? Am pus întrebarea de la verb, răspundem cu un complement circumstanțial de loc, pentru că răspunde la întrebarea până unde, exprimat printr-o prepoziție plus substantiv și se sublinează cu o linie punctată. Care mal? Am pus întrebarea de la un substantiv, deci răspundem cu un atribut, exprimat printr-un adjectiv și se sublinează cu o linie valoroasă. Au țesut ce? Am pus întrebarea de la un verb,
Răspundem cu un complement, complementul direct, exprimat printr-un substantiv și se sublinează cu o linie întreruptă. Ce fel de pod? De pânză. Am pus întrebarea de la substantivul un pod, răspundem cu un atribut exprimat din prepoziție plus substantiv și se sublinează cu o linie valoroasă. Care pânză? Diamantică. Am pus întrebarea de la substantivul pânză, deci răspundem cu un atribut exprimat prin adjectiv și se sublinează cu o linie valoroasă.